Continuăm și vreau să abordez și cu dumneavoastră această dezbatere, discuție în România, cel puțin la începutul acestui an. Vorbim de planurile cadru, vorbim de sistemul de învățământ, în special preuniversitar, și așa puținele ore de istorie pe care le mai avem. A fost această tendință de a le duce și la mai puține ore. Pe de altă parte, istoria în contextul Uniunii Europene, să contextualizăm. De ce această tendință? A spus dumneavoastră foarte bine, bun, istoria e scrisă de învingători. Dar tare mi-este teamă mie și discutam înainte de a intra în direct, ca nu cumva să ajungem să studiem istoria altora, domnule profesor. Noi cu siguranță studiem istoria altora, dar este important ca noi să ne regăsim în această istorie. Va fi foarte grav când noi vom dispărea din această istorie. Pentru că istoria înseamnă contact între oameni în primul rând și este ok ca atunci când unii dintre participanții la acest demers sunt reprezentanții noastre și fie cât mai mulți alții. Dar tendința din ziua de azi uneori este de măsură că popoarele mai mici, așa cum sunt și românii, treptat să fie excluși din învățământul istoric sub diferite motive. Și observați și în România și în Republica Moldova, avem o atitudine generală a părinților care spun că este greu. Copilului în clasa 1 este greu să învețe abecedarul, copilul în clasa 3 este greu să fac științe, la liceu când ajung să țină bacul este o tragedie națională, că le-au băgat camere și le-au făcut nu știu care. Deci, sub acest motiv, care nu este clar unde apare moda acestui greu, se încearcă diminuarea, fiindcă ce înseamnă conducerea contemporană? Conducerea contemporană, pentru a obține voturile și a fi aleși în funcții, încearcă să vină cu niște răspunsuri la cererile societății. Dacă este greu, scoate. Ce scoate? Matematica nu putem scoate. IT, toți vor la mod IT. Și atunci rămâne ca de obicei istoria. A, ce vă trebuie voi, ce nu cunoașteți istoria? S-a ajuns la faptul că normativele cadrei implică deja 6 cursuri, 6 lecții care să fie de bază în anumite clase. Și se pare că dintre aceste 6 de bază, istoria nu prea își va regăsi locul într-o formă în care o cunoaștem noi. Că va fi o struxocamilă, vorba cronicarelor, între istorie și geografie și alte științe auxiliare, unindu-le sub un titlu foarte ciudat, poate științe umanistice sau altceva, după mine este o cale care nu va duce la nimic bun într-un final. Dar, mai repet încă o dată, la momentul de față aceasta este o modă, și noi preluăm discuțiile încă din final de secol XIX referitor la forme și conținut în România. Se pare că noi acum preluăm și forme și conținuturi străine nou. Dacă Lovinescu cândva și Maiorescu discutau ce să avem forme sau conținuturi și ce să împleem cu de-al nostru, acum noi și forma și conținutul aducem una străină poporului român, după mine.